Hei, salut! Sunt DJ Green Sound și începe un nou episod Green Sound Music. This is the Green Sound, this is the love sound. Go and spread the word to green up your world. Suntem la Aristocrat Evans din Mioveni. Am montat o schelă de lumini. Haideți să vă arăt ce am pus pe schela de lumini. Am pus două moving head-uri spot, cele mari de 150W, care sunt extraordinar de puternice și foarte bune pentru sala asta, că sala este destul de mare. Mai avem două moving head-uri de la Lightmax de 60W. Se poate vedea diferența între ele. Sunt la mai puțin de jumătate din capacitatea lor, dar își fac treaba foarte bine. Avem două moving head-uri beam-uri 7x15 pe care știți că le folosim și doi par 7x10 RGBV. Schela de lumini este de 4,5 m. Trusurile dura tras basic 3800B. Cam asta și bineînțeles controllerul de lumini, controllerul clasic și un glob mai mic decât cel pe care îl folosim noi la evenimentele noastre. Aici este o sală destul de mare. M-au contactat cei care au evenimentul, de fapt trupa care va cânta în seara aceasta aici, și le-am pregătit scenele de lumini. Noi suntem pregătiți pentru a monta în alte părți. Am ajuns la restaurant Ramada Pitești, se muncește de zor aici și noi am venit cu foarte multe echipamente. O să vedeți imediat. Acesta este setup-ul nostru din seara aceasta. Miri se numesc Corina și Robert. Niște miri extraordinari. Sunt sigur că o să avem o super petrecere în seara aceasta. Pupitru DJ pe care îl știți. Cu tableta controlăm, adică cu iPad-ul controlăm Behringer X32 producer. Behringer X32 producer. Lângă mine este Korg PA3. Clapa lui Andrei, colegul nostru din trupă, monitor, microfon pentru petrișor, lucrează cu saxofonul clasic, adică amplificat de un microfon. Cam așa arată sala. Și veleurile de data aceasta, adică din acord veleu 212, le-am suspendat pe schela de lumini. Și cam așa arată schela de lumini. Dacă nu știați, el este Andrei Moișanu, colegul nostru de la clape. Și petrișor cu clarinetul. La 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 la
amintire. Toată lumea știe cine ești, Mărie, și ce fac seara de seară cu Ion în vie. De ce mergi mereu cu pantof cu toc seara la portuță și azi ai căsoc? Lasă-mă să te întreb ceva, unde e ofu și basmaua? Mărie, o șare tare la noapte, nevastă-ți asigave. Super! Cei mai tari, cei mai profi, vă luăm și la botez. Și la celălalt botez, 3. La înălțime de la cap la coadă. Super, super. Sunteți super toți. Se sacrifică pentru artă. Chiar dacă, am avut accidentat. Da. Deci am avut accidentat în seara. Am întâmpinat probleme. Cine mult timp înainte. Și o să vă recomandăm peste tot pentru că meritați, sunteți artiști adevărați și... N-a întrebat. Ce, v-am ce ales fără să vă vedem la vreo nuntă și... Nu știu, am avut un feeling că facem alegere bună și s-a meritat din plin. Continuăm evenimentele cu Mugurel accidentatul. Dacă nu e cu minte și își bagă picioarele pe unde nu trebuie, așa pățește... După faptă și răsplată, cum se mai poate spune? Altă întrebare. După suflet, așa. Mai aveți vreo întrebare? Știți de ce mi-am adus aminte? Mi-am adus aminte că aici am făcut primul episod. Suntem la Hălchiu. Da. Suntem la Hălchiu, la conacul Hellsdorf, nu? Corect. A venit și domnul Mirică. Domnul Mirică nebărbiritu. Bună ziua! Ce mai faceți? Uite, spuneam că aici am făcut primul episod. Aici am la fost Conacul primul Hellsdorf, episod? Da. Ce mișto. Aici, da. Puteți să vedeți că este pe bune piciorul lui Mugurel. Puteți să vedeți ce culoare are și cum arată. Ia, viță, studiază. Hai, păsărel! Aoleu, te mișc ca moșul, păsărel! Andrei și-a găsit jucărie în seara asta. Gata, am dar din păcate este dezacordat complet. Băieții, ca de obicei, live, așa, popular, ce să mai zic, a ridicat sala la picioare. Green sound.